Bună ziua, domnule Vecislav Șaramet. Bună ziua, Bine ați bine venit. v-am găsit. Bine ați venit la Prives.eu. Eu vă mulțumesc că ați găsit timp să discutați cu spectatorii noștri. Este de menționat că dumneavoastră sunteți un chișinăuian stabilit la București. Cum vă merg lucrurile la București, vom discuta astăzi pe parcursul unei ore și, de fapt, veți povesti despre cariera dumneavoastră politică, pornind de la faptul că scopul întâlnirii noastre este totuși informarea alegătorilor despre campania electorală ce are loc în România, pentru că cunoaștem că în diaspora și inclusiv la Chișinău se va vota pe data de 5 și pe data de 6, deci sâmbătă și duminică. Corect. Și, respectiv, doar sunteți unul din candidați care se va regăsi în buletinul de vot din partea Partidului Pro-România, doar să candidați pentru Senat. Dacă am zis tot corect. Da, foarte bine a spus, domnul Ciocan. Vă mulțumesc mult pentru invitație. O plăcere și o onoare pentru mine să fiu alături de urmăritorii noastre de pe Prives.eu. Vreau să vă felicit din start pentru activitatea pe care o aveți. Sunteți niște oameni minunați și eu sunt sigur, la fel sunt și urmăritorii dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Cu ce aș vrea eu să încep discuția noastră de astăzi? Cum am zis, dumneavoastră ați crescut, ați absolvit liceul la Chișinău și dintr-o clasă cu, să spunem, cu un profil de fizică, dumneavoastră mergeți la Universitatea de Farmacie și Medicină. Da. Deci au fost o turnură așa mai interesantă. De obicei, din clasele de fizică, băieții în deosebire aleg inginerie, ori alte obiecte conexe, ori alte profesii conexe fizice. Din ce am reușit eu să mă documentez, poate dumneavoastră să ne povestiți mai mult, dumneavoastră în toată studenția care ați petrecut la București, tot ați organizat oameni. Ba este un ONG a studenților basarabeni, ba este un ONG studenților de la medicină, basarabeni și nu doar, ba este o confederație a asociațiilor studențești și peste tot dumneavoastră v-ați asumat rolul de lider, ați dus după sine oameni și înțeleg că același lucru vă propuneți și în continuare. Deci eu aș fi foarte curios și probabil spectatorii noștri la fel de curioși sunt să aflăm de ce totuși ați decis dumneavoastră la anii care aveți fiind un meseriaș, un medic, stomatolog, practician, din câte înțeleg eu, ați decis să intrați în politică, să vă expuneți opinia, să duceți după sine oamenii, să promovați interesul societății în Senatul României. Deci întrebarea mea ar fi de cum ați ajuns în politică și de ce anume ați decis să candidați la Senat? Mulțumesc, domnul Ciocan. Da, într-adevăr, eu am plecat din Chișinău, sunt născut în Chișinău, am trăit toată viața mea la Ciocana. Am frecventat liceul Ion Creangă 9 ani de zile și după aia la Gaudeamus, liceul Gaudeamus, profilul de fizică, matematică. Profesia asta de medic-dentist mi-am ales-o cumva din timp, de mult îmi doream să fiu stomatolog, m-a atras acest domeniu, tocmai de aceea și astăzi profesez cu mare drag. Am făcut nu doar facultatea la București, am făcut și rezidențiat în specialitatea mea. Acum sunt și doctorant la UMF, la Universitatea de Medicină și Farmacologie Carol Dovela. Dar, cum a spus dumneavoastră, de-a lungul timpului și de-a lungul studenției, tot timpul am fost o persoană foarte implicată. Profesia asta de medic face ca tu ca om să îi ajuți pe cei din jurul tău. Ești mai, cumva vii în ajutorul celor mai puțini, a oamenilor de rând, ca să zic așa. Și asta am făcut și pe partea asta de ONG. Am înființat într-adevăr o asociație de tineri basarabeni la București, după care am făcut la nivel național și toată partea asta de voluntariat și de contact cu administrația publică de la București și de la Chișinău, pentru că am organizat N evenimente și la Chișinău și în toată România, a făcut să ajung încet, încet să mă implic după ce am terminat-o cu partea de ONG, deși sunt și ONG-ist și acum în suflet, să mă implic și în politică. În politică mă implic pentru că cred foarte mult că pe lângă profesia ta, profesia mea de bază, trebuie să dai mai mult societății, mai mult comunității și am văzut la București că de foarte multe ori deciziile politicienilor ne afectează foarte mult viața noastră și viața de zi cu zi. Îmi doresc și mă implic în politică tocmai din acest motiv. Asta e crezul meu. Eu cred că e important să fim oameni de calitate acolo, astfel încât de toate profesiile, ingineri, medici, umaniști, politologi, sociologi, orice, da? Astfel încât măsurile pe care le au guvernanții, decidenții, să fie unele bune pentru întreaga societate și întreaga comunitate. Și tocmai de aceea vreau să întăresc mesajul pe care l-a spus dumneavoastră la început, că în acest weekend,
au loc alegeri parlamentare românești, adică se votează și sâmbătă și duminică. Până acum se votea doar duminica, iar în țară, în România, se votează doar duminica. Adică diaspora cumva e privilegiată din punctul ăsta de vedere. Și e important ca cetățenii români din Republica Moldova, da, să se implice și să voteze, pentru că mesajul transmis la București este unul mai puternic atunci când prezența este mai mare. Indiferent cu ce partid votează, eu candidez din partea Partidului Pro-România, poziția 1 pe buletinul de vot. E destul de simplu să mă găsești, adică deschizi buletinul și ai găsit poziția 1, dar e important să fie o prezență mare. În același timp trebuie să spunem urmăritorilor noștri că trebuie să aibă grijă de ei. Suntem în vremuri pandemice, trebuie să aibă mască, trebuie să aibă pix, dar trebuie să meargă și rog din suflet să și voteze, pentru că mesajul transmis la București este cu totul altfel atunci când prezența este mai mare. Și de aia eu... Ziceam, cu cât numărul votanților va fi mai mare, cu atât și mesajul, cum ziceți dumneavoastră, ori ponderea va fi văzută altfel. Mesajul fiecăruia este mai puternic atunci când prezența este mai, tuturor este mai mare. Este un lucru clar. Oamenii politici, decidenții, guvernanții, societatea civilă, ONG-urile, da, văd asta ca un mesaj că, uite, celor din Republica Moldova chiar le pasă de Uniunea Europeană, le pasă de România și vor să fie mai aproape. E foarte important să fie o prezență mare la vot. De acord. Pe lângă activitatea despre care ați vorbit, ONG-ist, activitatea profesională ca și medic, ca și student, rezident la Craiova, ulterior doctorat acum la București, dumneavoastră în perioada 2017-2018 ați muncit ca și persoană de funcție publică, funcționar public. Deci ați muncit în calitate de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutinde. 2017-2018 n-au fost ani simpli pentru o asemenea activitate, pentru că toată lumea știe, că lumea care gândește românește, știe că 2018 a fost anul când s-a sărbătorit centenarul Uniunii. Respectiv, sarcina majoră care ați avut-o dumneavoastră ca și secretar de stat, ea a fost văzută și simțită de foarte multă lume care a urmărit pe parcursul anului cum se desfășoară evenimentele dedicate sărbătoririi centenarului. Dacă ați putea aici să ne desfășurați mai mult, care au fost proiectele cele mai memorabile pentru dumneavoastră? Unde ați depus cel mai mult efort? Ce a fost cel mai provocator, cel mai greu pentru dumneavoastră? Ce v-a lăsat cea mai mare satisfacție? Deci probabil aici ar fi interesant să mai discutăm un pic. Într-adevăr, cum vă spuneam, experiența asta de voluntariat și contact cu administrația publică a făcut ca eu să ajung secretar de stat pentru Românii de Pretutindeni. Am avut trei prim-ministri, Grindeanu, Tudose și Dăncilă, și am fost dat afară la un moment dat de către Viorica Dăncilă, dar asta e partea a doua. În perioada în care am fost secretar de stat s-a sărbătorit și acest minunat anul centenarului în România și în toată lumea, toți românii din toată lumea. Și într-adevăr, cum spuneați dumneavoastră, a fost o chestiune destul de a fost un lucru pe care mi l-am asumat și n-a fost ușor să ducem la îndeplinire toate obiectivele pe care ne le-am propus. O să vă povestesc câteva proiecte pe care le consider de suflet. Gândiți-vă că în acel an am sărbătorit și Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie și am adus oameni în Parlamentul de la București. S-a sărbătorit și 27 martie, Ziua Unirii Basarabiei cu România, 100 de ani de la Ziua Unirii Basarabiei cu România. Am avut grupuri vizitatori care au fost martori în Parlamentul României la declarația comună a Camerei și a Senatului de apropiere față de Basarabia și de propunerea ca și crez și ca proiect de țară de apropiere între basarabenii de pe ambele malduri ale Prutului. Iar nu în ultimul rând să nu uităm că am avut, și aici mi se face piele de găină când mi-amintesc, am avut foarte mulți, eu mi-am propus în mandatul ăsta de secretar de stat câteva lucruri simple, să aducem cât mai mulți oameni din jurul granițelor României, etnici români, da, din Republica Moldova și din Ucraina și din Serbia și din Bulgaria, să-i aducem în România să viziteze unii dintre ei pentru prima dată în viața lor țara mamă. Și am reușit la 1 iulie la 100 de ani de la Marea Unire să aducem la Alba Iulia grupuri destul de numeroase
și din Republica Moldova, oameni care ulterior m-au sunat și mi-au mulțumit și au sărbătorit cu lacrimi în ochi această sărbătoare mare, care iată că a fost și zilele trecute, s-au făcut deja 102 ani. Simplul fapt că oamenii rețin și povestesc după aia la nepoți, la strănepoți, la fii, la rude, că uite, în data de 1 decembrie 2018 am fost la Alba Iulia, am fost prezent acolo, este o plăcere și un lucru pe care îți dai seama că creezi amintiri și emoții care vor fi povestite din generație în generație. Noi la Minister pentru Românii de Pretutindeni, atunci când era un minister cu drepturi depline, astăzi, din păcate, la guvernul de la București au desființat ministerul, nu mai există un minister pentru Românii de Pretutindeni, sunt într-adevăr departamente separate care nu au personalitate juridică. Atunci eram doi secretari de stat, unul care se ocupa de diaspora de mobilitate, unde se încadrează și basarabenii noștri, pentru că noi, domnul Ciocan, după cum foarte bine știți, avem basarabeni plecați și în Italia, și în Spania, și în Marea Britanie, și în Germania, suntem peste tot în lume, peste tot. Portugalia, unde vreți dumneavoastră, puneți un punct pe hartă și avem basarabeni acolo. Haideți să ne uităm la ultimile alegeri parlamentare, exact. Prezidențiale în Republica Moldova și vom vedea cum s-a votat și cu certitudine nu în toate statele unde avem concetățeni de noi și am avut birouri electorale. De asta nu o să obosesc să zic că pledez pentru informatizarea procesului electoral și introducerea votului electronic. Și eu, unul din obiectivele pe care mi le-am propus în mandatul următor, pe lângă digitalizarea reală a consulatelor române și a oficiilor consulare oferite de către ambasade și consulare, adică orice cetățean care are cetățenie, indiferent că este la Chișinău, că este la Lisabona, la Madrid, oriunde, la Londra vreți, să poată să intre pe un site, să-și introducă CNP-ul și de acolo să-i apară certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, să-și dea print. E nevoie de această digitalizare reală, să nu mai suprapopulăm consulatele cu personal și, de fapt, oamenii să poată să stea de acasă prin intermediul, uitați-vă, cum stăm și noi cu dumneavoastră, prin intermediul internetului, să poată să-și acceseze actele, doi la mână, să avem totuși și un vot electronic. Pentru că, după cum vedeți, suntem în perioadele astea de pandemie, care nu poate să le prevadă nimeni nu putea să spună la începutul anului că așa va fi anul 2020, dar iată că prezența mare, inclusiv a basarabenilor la alegerile prezențiale, arată că există interes, oamenii au grijă de țara de acasă, vor, se interesează și vor o schimbare înspre mai bine. Și tocmai de ce e nevoie și de acest vot electronic, în care avem cetățeanul în siguranță, nu e nevoie să se expună când sunt vremuri pandemice, Doamne ajută să treacă și să ne acomodăm cu ele și să ne ajute și vaccinul care este dezvoltat. Și atunci ușurează foarte mult munca. Ușurează foarte mult munca, ușurează foarte mult procesul electoral și ușurează de fapt ca fiecare om să poată să-și exprime acest drept democratic, constituțional de votare. Cum încă o dată întăresc și vreau să spun, să mă repet poate domnule Ciocan, că e important ca în acest weekend 5-6 decembrie orice basarabean care are cetățenie română, indiferent de unde se află, că e în Republica Moldova sau că e undeva în lume, să meargă să voteze, iar dacă vor să mă voteze pe mine, eu sunt la poziția 1 pe buletinul de vot. Destul de simplu. Pentru mine personal, perioada 2018 în particular, eu mi-amintesc, dacă vorbim de colaborarea moldo-română, mi-amintesc pentru că o vedeam practic în toată ziua, în postura în care munceam atunci. Mie mi s-a memorat acea perioadă cu asistența venită din partea României pentru renovarea grădinițelor, pentru construcție de grădiniță nouă în Ialoveni, într-un sat din raionul Ialoveni, dacă mi-aduc eu aminte bine, poate dumneavoastră mi-a corectat mai bine, cred că, bun, nu sunt sigur acum, dar țin minte exact că era vorba de raionul Ialoveni. Și cei la suprafață în memorie la mine sunt cele 100 de autobuze donate de către Guvernul Ponta. Nu știu, ați avut dumneavoastră contribuții în promovarea acestor colaborări, nu ați avut, dar aș vrea poate să ne detaliați care a fost motivația, ce a adus Guvernul României să cheltuie acești bani în Republica Moldova. Știți, eu tot timpul am un mesaj destul de simplu și indiferent de ce guvern a fost la București, România trebuie să fie alături de Republica Moldova, indiferent de vremuri.
nu contează când. Din păcate, uneori, și o spun cu mare, mare, mare tristețe, uneori anumiți factori dirigenți, prim-ministri, nu au fost atât de deschiși pe cât ar trebui să fie, adică nu au fost atât de implicați. Da? Și dacă e să vorbim despre fapte, așa cum a spus dumneavoastră și ați menționat foarte bine, cel mai implicat prim-ministru de la București a fost, culmea, Victor Ponta, pentru că pe vremea dânsului s-au dat acele 100 de microbuze școlare pentru copii, pe vremea dânsului, că eu sunt medic și de asta mă doare foarte mult, smurdu a trecut prutul și a început să salveze vieți zi de zi și în Republica Moldova. Pe vremea dânsului s-au dat acei bani pentru reparația grădinițelor, peste 800 de grădinițe reparate. Asta, gândiți-vă câți copii au beneficiat de ajutorul României. Și într-adevăr, la Rusești Noi s-a construit o grădiniță de la zero, Ialoveni, s-a reparat o școală la Căușeni, la Săiți, multe, multe, multe proiecte de genul acestora, dar care o perioadă de timp s-au stopat, n-au fost atât de deschise. Eu cred că e important și vreau să spun acest lucru. Uneori poate nu ține de rolul unui deputat sau unui senator să facă aceste lucruri, să le implementeze, dar ține rolul unui deputat sau unui senator să vorbească despre ele, să spună, să îndemne guvernul, indiferent de guvern, să se ducă să se zbată pentru aceste lucruri. Tocmai de aceea e nevoie în Senatul României să existe un tânăr basarabean care poate nu o să aibă majoritatea parlamentară, dar poate o să o aibă, dar care să se ducă acolo și să se zbată cu tot din adinsul și cu tot sufletul, astfel încât aceste ajutoare să continue și să fie implementate la timp. Și vorbim și de ajutoare de interes național, cum e gazoductul Iași-Ungheni, da? Cum e, eu tot timpul am spus, de ce nu vorbim despre o autostradă? Autostradă București-Iași-Chișinău. Haideți să unim cele două capitale românești, astfel încât să nu mai facem. Haideți să întrebăm urmăritorii noastre cât timp petrec pe drum între București și Chișinău. Câte ore pierdute? Câte ore, că dacă adunăm împreună aceste ore, nu vrem să știm câți ani am stat în rând. Și eu am făcut naveta asta de foarte multe ori, da? Ar trebui să facem 3-4 ore. Nu trebuie să facem 9. 7 ore pe drum. 7, da. 8 ore. Cu autocarul. Exact, dacă cu autocarul facem 90 ore. Haideți să facem, să scurtăm acest timp. Haideți să facem să fie 3-4 ore pe drum. Vama putem să o facem să fie comună. Să vorbim despre aceste subiecte. Ăsta e rolul unui senator. Să aducă în discuție la guvernanți și în opinia publică subiectele care ne interesează pe cetățeni. Sănătate, educație și infrastructură. Deci sunt lucruri foarte clare și eu mi le-am propus. Pe site-ul meu, orice urmăritor poate să găsească pe sharamet.eu, poate să găsească aceste obiective, plus că lista este deschisă. Dacă un senator stă 12 ani în Parlamentul României și doar se plimbă prin lume, stând la trabucuri și la, să nu fac aluzii și nu dau nume, da, asta nu este un lucru pe care ar trebui să-l facă un senator. Și nu vorbim despre persoane, vorbim despre funcție, da? Funcția și rolul este de a promova anumite proiecte care în 4 ani de zile sunt realizabile. Ce am văzut eu în programul care vă propuneți dumneavoastră este să opriți exodul medicilor din România. Ce mă deranjează pe mine, și asta o să vă spun pe șleau, că România astăzi, din punctul meu de vedere, absorbe medicii din Republica Moldova. Și noi, cei care stăm în Republica Moldova, avem o problemă. Pentru că medicii, în mare parte, își găsesc loc de muncă în România mai bine plătit. Pe când medicii din România pleacă în Germania, Marea Britanie și mai departe în alte țări, acolo unde sunt acceptați, grație faptului că vin din Uniunea Europeană, și muncesc acolo. Pentru mine asta e o problemă. Pentru că noi, cei de acasă din Republica Moldova, noi vrem să avem servicii medicale calitative. Nu știu, dumneavoastră, fiind și un medic de profesie, ce punct de vedere aveți aici? Pentru că mie îmi pare o canibalizare, eu nu pot să fiu de acord cu așa un proces. Evident, salariile în România sunt mai mari, plătite pentru cadrele medicale, comparativ cu cele din Republica Moldova. Dar și standardele vieții și costul vieții în România e mai mare. Dar nu-mi place că pleacă medicii din țară. Eu când
E un punct de vedere foarte bun și foarte pertinent și eu când vorbesc despre exodul medicilor, vorbesc la general despre Moldova și România. Adică niciodată n-am făcut diferența între medicii din România și din Republica Moldova. Și da, eu când vorbesc despre sistemul de sănătate și mă doare direct pentru că sunt medic și știu care sunt problemele medicilor, știu de ce pleacă, știu ce vor. Uneori, să știți, domnul Ciocan, nu-i vorba doar despre salarizare. Oamenii, medicii mai ales, vor să se simtă și în siguranță la locul de muncă. Adică ei au nevoie și de aparatură și de investiții în aparatura care îi înconjoară, cu care ei lucrează. Pentru că e una când ai anumite ace și te expui unor riscuri de infecție, ca și medic vorbesc, da? Și alta când tu ai aparatură modernă și poți să-ți desfășori activitatea. Medicii, să știți, că vin în ajutorul oamenilor și uneori nu e vorba doar despre salarii, e vorba și despre faptul ca să poată să-i ajute în siguranță, da? Și atunci când vorbesc despre sistemul de sănătate, tot timpul am spus, e foarte important ca să dezvoltăm sistemul de sănătate din Republica Moldova, să-l aducem măcar la nivelul celui din România. Nici ăla din România nu este perfect, ca să ne înțelegem. Dar în momentul în care aducem sistemul de sănătate, nu vorbesc despre medici separați, să-i aducem într-o parte în altă, Doamne ferește. Eu când vorbesc de sistemul de sănătate, vorbesc despre investiții în spitale, în aparatură, în salarizarea medicilor, în oferirea de apartamente medicilor în anumite localități, pentru că și în Moldova toți vor să fie medici în Chișinău. Nimeni nu se duce în raionul Ainenii Noi, raionul Căușeni sau în raionile din nord. Da? Atunci nu trebuie să ne gândim la un sistem integrat. Cum oferim? Oferim salarii, oferim investiții în infrastructură, da? Și oferim posibilitatea de a avea poate și apartamente. Să știți că medicii basarabeni, din păcate, facă la fel ca și medicii români. Adică nu neapărat vin doar în România, pleacă și ei mai departe. Eu am foarte multe cunoștințe medici în Germania, am cunoștințe medici în Marea Britanie și știu că mă ne urmăresc acum și se regăsesc și urmăritorii dumneavoastră printre ei, care au folosit acea cetățenie română pentru a pleca mai departe. Noi trebuie să ne gândim ca un sistem integrat. Noi nu trebuie să mai facem această diferență între sistemele de sănătate din România și Republica Moldova, pentru că, într-adevăr, așa cum spuneți dumneavoastră, se mută dintr-o parte în alta. Unui om, dacă vrea să plece, nu poți să-i interzici. Dar poți să-i oferi oportunități aici, acasă, astfel încât el să fie atras, să vină să muncească și să ajute semenii lui de aici. Tocmai de aceea mi-am propus și ați văzut și dumneavoastră foarte bine pe site și mă bucur că sunteți un urmăritor și ați punctat aceste lucruri. Eu țin foarte mult la partea asta de sănătate, foarte, foarte mult și inclusiv cu agenția RoAid când am colaborat atunci când eram secretar de stat, i-am îndemnat să investească în aparatura medicală din Republica Moldova pentru că e important să le oferim medicilor oportunitatea de a se întoarce acasă și de a ajuta oamenii de aici. E foarte, foarte, foarte important acest lucru. Iar o altă problemă a medicilor, să știți că nu mulți pleacă în România și datorită faptului că nu le sunt recunoscute diplomele de medici, diplomele de specialiști, încă nu există un acord între România și Republica Moldova sau există un acord, dar birocrația și actele. Eu știam că există un acord de recunoaștere a diplomelor anume pe partea de Universitatea de Medicină și Farmacie. Poate greșesc eu, n-am reușit să-l văd în ochi, dar există un acord. Știu eu foarte bine situația. Există un acord, dar la un moment dat când se depun dosarele pentru recunoașterea diplomelor de specialitate, e nevoie de un aviz din partea Colegiului Medicilor din România și un aviz de la Ministerul Sănătății. Acolo la avizări se blochează lucrurile. Și ele, dacă e nevoie să fie deblocate, se deblochează ușor pentru un HG promovat de guvern, dar acest lucru, birocrația ne omoară. Tocmai de aceea e nevoie de transparentizare și digitalizare. E nevoie să faci asta, avem internet. Nu e nevoie, avem birocrație. Să știți că privesc.eu pentru asta a venit în România, să aducă transparență, așa cum a făcut-o în Republica Moldova. Astăzi nu mai există o ședință, fie la administrația publică locală, ori la administrația publică centrală, parlament, guvern, unde să nu venim noi să aducem transparență, să informăm oameni. Asta ne propunem și pentru România. Pentru că credem în transparență, nu acceptăm și avem alergii totale de la cenzură, pentru că noi am văzut cum unele rețele sociale cenzurează clienții săi, noi nu facem niciun lucru și noi dăm mesajele cap-coadă. Nu suntem televiziuni, nu avem politică editorială. Ce a vorbit domnul Vecislav Șoromet, asta a văzut fiecare consumator de informații de la noi. Deci noi nu am trunchiat, nu trunchiem
și niciodată nu vom face. Asta este o natură a noastră și cred că el va prinde bine. Eu încă o dată vă spun, eu urmăresc privesc.eu din studenție, din anul 2007-2006 și cunosc foarte bine activitatea noastră și tocmai de-aia vă spun, aveți, datorită acestei activități pe care o faceți dumneavoastră, aveți și urmăritorii pe care îi aveți. Sunt oameni cinstiți, oameni corecți, oameni transparenți, oameni inteligenți, oameni simpli până la urmă, care dumneavoastră, de fapt, ați creat o comunitate, o comunitate a oamenilor care cred în anumite principii și tocmai de aceea eu m-am bucurat foarte mult de invitația noastră de a fi alături de urmăritorii noastre astăzi și vă mulțumesc încă o dată, vă felicit. Din 2007 sunt alături și avem colaborare încă de când eram ONG-ist. Credeți-mă că știu ce faceți. Mulțumesc pentru aprecieri. Să știți că noi astăzi ne-am propus să invităm candidații care candidează în diaspora, care au partidele care au candidații în diaspora, să-și spună punctul de vedere. Consumatorii noștri de informații, și repet, nu doar din Republica Moldova, pentru că noi astăzi, noi putem să ne uităm pe profilul urmăritorilor anume acestui video și vom vedea că suntem priviți la sigur ca și celelalte dăți, din Italia, din Germania, din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii. Și toți acești oameni pot merge la votare și îndemnăm să facă acest lucru și acești oameni, noi ne dorim, echipa privesc.eu, ne dorim să voteze informat, conștient. Să nu ajungă în fața biroului electoral, să uite la buletin și acolo să înceapă a gândi, stai, dar ce fac eu, cine e aici, unde e aici? Noi vrem să cunosc și asta facem. Vă mulțumesc sigur că ați decis să veniți să informați alegătorii. Partea de digitalizare. Aici aș vrea un pic să mă opresc, pentru că dumneavoastră ați vorbit despre digitalizarea serviciilor consulare într-o măsură oarecare. Dar cum vedeți dumneavoastră, de exemplu, digitalizarea în întregimea serviciilor publice? Nu știu, iarăși, poate va pare banal, o să vă întreb și pe dumneavoastră acest lucru. Cum vedeți implementarea în România și sigur că și în Republica Moldova a votului la distanță? Pentru că votează diaspora mergând la secțiile de vot. Și dacă luăm cumulativ diaspora română, câteva milioane de oameni. Dar numărul votanților nu va fi de ordine milioane. Și, dar probabil dacă implementăm un sistem electronic, ceilalți fiind acasă, de la telefon, de la computer, de la smartphone-ul său, vor putea vota. Nu știu, dumneavoastră ce punct de vedere aveți? Eu tot timpul sunt un tip, am 33 de ani și sunt în era asta digitală, încă n-am ajuns, avem și generații mai mici ca noi, care aia sunt mult peste, adică mai avem mult de învățat, dar învățăm unii de la alții. Sunt de acord cu votul electronic, dar mai mult decât atât, și asta trebuie spus, votul vine odată la 4 ani. Dar cetățenii noștri, indiferent unde se află, au nevoie de digitalizare zi de zi. Și mă bucur că ați punctat, nu e vorba doar de serviciile consulare pe care le oferă ambasadele și consulate. E vorba și despre primării, primăriile de acasă. Primăriile publice. Da? Exact, despre toate serviciile pe care le oferă administrația publică. Deci când vorbim despre digitalizare reală, trebuie să vorbim despre un sistem întreg, un tot întreg. Și vreau să vă spun ceva, Republica Moldova este mai în față de România din punctul acesta de vedere. Gândiți-vă că în Moldova e mai ușor să-ți cumperi vineta de pe telefon decât există în România. Fix așa se poate face, implementa la fiecare primărie din România și la fiecare primărie din... Știu că în Moldova, de exemplu, catalogele elevilor sunt online. Înscrierea în anumite școli și grădinițe se face online. În România încă nu există acest lucru. Tocmai de aia, când vorbim despre o digitalizare și tocmai aia, asta e rolul unui senator de diaspora. Nu e vorba doar să se concentreze pe ce putem să rezolvăm în anumite servicii consulare sau anumite... Nu, e vorba despre a vorbi și la nivel de București, tocmai de-aia e importantă prezența, iarăși revin, da? Și la nivel de București pentru a digitaliza inclusiv serviciile și a scăpa de birocrația din țară, astfel încât omul, dacă are nevoie de la primăria din satul X, de unde este el originar și el este... Dacă omul are nevoie din Târgoviște de o serviciu și el este în Castellon sau unde se află el, acest serviciu să fie disponibil online, da? Deci, pe lângă votul electronic, care este odată la 4 ani și este super important ca omul să poată să voteze de pe telefon introducându-și CNP-ul și un anumit cod QR, da? E nevoie și de aceste servicii zilnice, adică zi de zi oamenii se întâmplă cu aceste probleme și ele trebuie rezolvate, trebuie discutate și trebuie aduse în discuție.
Eu cred foarte mult în acest lucru. Când vorbim despre digitalizare, nu vorbim despre Netflix sau alte lucruri, nu. Vorbim despre chestiuni reale cu care românii se întâmpină și au probleme. Gândiți-vă că mai sunt o categorie de oameni, tinerii, care sunt plecați la studii, da? Și vor să se întoarcă în țară, în România sau în Republica Moldova, și acolo încep să se întâmple, să întâmpine birocrație și probleme. Nu le sunt recunoscute diplomele din Uniunea Europeană, da? Vin acasă și trebuie să iar să treacă printr-un proces, să depună o cerere, să aștepte 30 de zile. Poate nu le se răspunde 30 de zile. La unde se duc? Nu există tot asta clar, simplu, ușor, pe internet, sau să se facă automat de către universități. Da? Sunt anumite domenii, educație, sănătate, în care eu o să mă plec cu mare, mare, mare grijă și o să aduc în discuție aceste probleme și o să le încercăm să le rezolvăm. Nu e ușor, nu e ușor, dar încă o dată spun, îmi asum, nu o să le fac pe toate, nu o să putem să le facem pe toate, dar îmi asum în calitate de senator pro-România, da, de pe poziția 1, de pe buletinul de vot, să aduc în discuție și să mă lupt pentru ele, astfel încât și Republica Moldova și basarabenii oriunde s-ar afla ei, în toată lumea, să poată să-și rezolve lucrurile mai ușor, mult mai ușor. Dumneavoastră v-ați propus să examinați și problema pensiilor, ori inechității, inegalității pensiilor, atât în Republica Moldova cât și în România. Mai mult ca atât, dumneavoastră v-ați propus să unificați sistemul de pensii în Republica Moldova și în România. Sunt foarte curios să știu cum vreți să faceți acest lucru, pe de o parte, pe de altă parte, un calcul cu pixul, cred că l-ați făcut și dumneavoastră, pentru că am văzut că chiar ați publicat anumite date anterior, o asemenea procedură de egalare a nivelului de pensii dintre Republica Moldova și România ar aduce o cheltuială aproximativ de 1,5 miliarde de euro. Sunt foarte curios să înțeleg de unde vor proveni acești bani, pe de o parte, și de altă parte, cum vreți să o faci. Pentru că totuși pensia este un drept care se dobândește în ani, prin contribuții. Da, sunt anumite categorii de pensii speciale care nu doar prin contribuții dobândesc, dar marea majoritate a cetățenilor muncesc zeci de ani contribuind la un fond de pensii, privat ori public, cu speranța să ajungă la o anumită vârstă să-și poată primi această pensie. Dumneavoastră, cum intenționați să vă îndepliniți anume această, să spunem, promisiune electorală, ori o direcție asumată în cadrul campaniei electorale? Într-adevăr, o direcție asumată este și aceasta cu subvențiile, fie că vorbim de pensii, fie că vorbim de agricultură și alte domenii. Ca să spunem urmăritorilor noștri, gândiți-vă că în România pensia minimă, vorbim despre pensia minimă, nu despre pensia de contributivă, da? De pensia minimă este de 800 de roni, în lei moldovenești vine cam la 3300 de lei, da? În Republica Moldova pensia minimă este de 275 de lei, adică 1100 de lei, cam de 3 ori mai mare în România decât în Republica Moldova. Mai mult decât de atât. Dumneavoastră, într-adevăr, ați spus o cifră foarte corectă. 1,5 miliarde aproape pe an este bugetul necesar, pentru că sunt 700.000 de persoane în Republica Moldova care beneficiază de această pensie, da, minimă, cel puțin. Și atunci, să știți, pentru că pentru bugetul României 1,5 miliarde de euro pe an nu este așa mult. Da? România este o țară care poate duce acest buget pentru că s-au luat anumite măsuri în ultimii ani, măsuri bugetare fiscale, astfel încât nu mai există această presiune asupra sistemului de pensii. Mai mult decât atât, dacă vom avea, și aici ține de Ministerul de Finanțe, da? Dacă vom avea un fisc sau cum să zic, un ANAF, da? de în România mai profesionalizat, care o să adune mai multe taxe, gândiți-vă că în economia gri, neagră a României sunt peste 20 de miliarde de euro pe an. Da? Și atunci, dacă nu greșesc, dar cred că nu greșesc. Dacă greșesc, o să revin cu o postare la mine pe Facebook, în care dacă s-ar optimiza 10% din economie și s-ar aduna taxele cum trebuie, atunci am avea acest buget pentru pensionare din Republica Moldova. Și cum s-ar putea face legislativ acest lucru? Deci, foarte simplu. Includem în bugetul Casa Națională de Asigurări și Pensii Sociale din România și numărul acesta de persoane. Da? Bun, poate unii o să zică, păi stai, trebuie să-l dăm doar celor care au cetățenie română. Nu, eu nu văd lucrurile așa. Eu văd lucrurile că toți cei care sunt în stânga Prutului, da, toți frații de peste Prut,
sunt și ei români. Și ar trebui ca să aducem, da, mai aproape și să facem că acest proces de unire este un proces de fapt. Trebuie să aducem sistemul de sănătate la același nivel, sistemul de educație la același nivel, pensiile să fie la același nivel și atunci practic nu există nicio diferență. Există o linie așa, un hotar acolo care o să-l ștergem încet, încet. Și cred că se poate face. Important este să existe acest impuls și impediment care să aducă în opinia publică și să ducă să șicaneze guvernanții, să spună haideți. Gândiți-vă că în momentul de față, în programul de guvernare al României, da, Republica Moldova nu este menționată, este menționată la ultimul paragraf de pe pagina 64. Mai mult decât atât, diaspora, da, ca un întreg, că tot vorbim despre colegiul diaspora, are o pagină, un capitol de o pagină. Nu este admisibil așa ceva. Indiferent, primul lucru pe care îl fac eu când ajung senator este, indiferent cine formează guvernul, nu mă interesează, da? Indiferent că acolo nu pot să controlez, încă nu sunt atât de mare, o să ajungem și acolo să formăm și guvern. Dar indiferent cine formează guvernul, capitolul diaspora și capitolul Republica Moldova trebuie să fie printre primele capitole și să nu aibă o pagină, vă rog eu frumos. Nu este adevărat așa ceva. Dacă luăm doar propunerile pe care le am eu pe site și le punem într-un Word cu un format și un shrift, cred că am 5 pagini, doar eu. Da? Dar integrând toate propunerile, sigur o să avem mai multe. Deci ăsta e primul lucru pe care îl fac. Iar a doua subvenție pe care știu și am simțit-o și o au în Republica Moldova oamenii noștri, este ceea ce ține de agricultură și fermieri. În Republica Moldova, din păcate, această subvenție se dă, e foarte mică, se dă discreționar sau nu se dă. Știu că subvenția este calculată în funcție de tipul culturii, în funcție de perioadă, vârsta antreprenorului, de plantație, dacă e bio sau nu, adică diferă. Dar la fel, putem să facem aceste calcule pe fiecare cultură în parte și să facem astfel încât subvenția din Republica Moldova să fie la același nivel și din Republica Moldova, din România. La fel, încă o dată spun. Inclusiv pentru subvențiile din fermier și agricultură pot fi folosite fonduri europene. Există fonduri europene pentru așa ceva. Da? Trebuie să existe echipe în guvern care să acceseze, care să lucreze, da, împreună și să acceseze astfel încât și subvenția din Republica Moldova să fie acordată la timp, să fie acordată tuturor și să fie acordată în funcție de criteriile care sunt. E foarte important în agricultură cuvântul ăsta la timp. Pentru că e una când unui fermier, unui agricultor îi se oferă subvenția în luna februarie-martie și alta când îi se acordă în decembrie. Da? E prea târziu în noiembrie-decembrie să acordăm subvenția pentru anul respectiv. Noi trebuie să le acordăm din timp, să aibă, pentru că ei sunt de fapt cei care hrănesc populația. Agricultura hrănește populația, aduce hrana pe mesele noastre și trebuie să avem grijă și de ei. Chiar dacă domeniile mele de activitate sunt sănătatea, sunt medic, așa cum ați spus, și cred foarte mult în educație, unul din punctele pe care mi le-am propus este și acesta ce ține de fermier, pentru că ține de hrana populației și trebuie ajutați. Dumneavoastră cunoașteți bine cum stau lucrurile și la Chișinău și la București. Am menționat acest lucru. Cum credeți, este suficientă prezența mediei românești în Republica Moldova? Și cât de bine își face treaba media din România în Republica Moldova? Asta e o parte din întrebare și ca să nu vă mai întrerup, să poate vă răspundeți în continuare, și investițiile directe din România, investițiile oamenilor de afaceri, extinderea afacerilor românești în Republica Moldova, cu crearea locurilor de muncă, cu plata taxelor în Republica Moldova. Poate nu ajungem să dăm bani din buget direct, poate creăm condiții în care banii să fie câștigați aici, în Republica Moldova. Dar vreau să vă rog să începeți totuși de la prezența media și rolul media românești în Republica Moldova și ulterior sigur că și despre rolul investițiilor românești să vorbim. Și cum vedeți dumneavoastră, ce vă apreciați și ce doriți să faceți pentru a îmbunătăți situația? Eu o să fiu foarte sincer cu dumneavoastră și urmăritorii dumneavoastră. Eu cred că nu este o prezență suficient de bună a mediei de la România în Republica Moldova și acest lucru este un lucru foarte, foarte trist.
Inclusiv când am fost secretar de stat la Românii de Pretutindeni, am încurajat acest itinerar, am încurajat și niște cursuri comune între jurnaliștii din Republica Moldova și cei din România. Am încercat să-i aducem la București să vadă cum funcționează lucrurile. Media din România uneori pune în față mai mult interesele comerciale decât interesele de țară și naționale, da, patriotice, ca să zic așa. Există în momentul de față o discrepanță foarte mare între oamenii de la București nu știu ce se întâmplă la Chișinău și invers, oamenii de la Chișinău nu știu ce se întâmplă la București. Privesc.eu un exemplu bun, da? Un exemplu bun de promovare ale ambelor mari ale plutului. TVR-ul are și există TVR Moldova, care și iarăși este un proiect bun. Și nu știu dacă pot să spun, dar am spus-o deja. Nicio grijă, deci noi suntem open mind aici, nu ne limităm. Știți că TVR-ul din Chișinău face treabă foarte bună. Au și da, asta spun, TVR Moldova chiar se implică mult. Dar uitați-vă că presa online și presa scrisă există o discrepanță foarte mare și uneori nu sunt preluate atât de multe știri de la București și invers. Tocmai acest fapt face, de exemplu, oamenii, inclusiv pentru vot, da? Oamenii se duc uneori să voteze partidele și nu se interesează de oamenii care candidează pe acele partide. Noi acum avem alegeri parlamentare și oamenii se votează pe colegii, da? Pe colegiul diaspora 43, unde sunt și cei din Republica Moldova, dar și toată lumea. Sunt două locuri de senator și patru locuri de deputați, da? Vor fi două buletine de vot pentru Senat și pentru Camera Deputaților. Eu candidez la Senatul României și sunt poziția 1 pe buletinul de vot. Ei, oamenii nu știu acest lucru. Oamenii ies uneori să voteze cu anumiți lideri de partid care de fapt candidează la București sau alți lideri care candidează, nu știu, în județul Vrancea sau oriunde în altă parte. Și atunci e foarte bine să există această informare, inclusiv din media românească, care să fie prezentă și peste Prut în Chișinău, care să spună, domnilor, uitați-vă, ăștia sunt oamenii, tu votezi de fapt pentru reprezentantul tău în Parlamentul României, în Senatul României. Eu știu, sunt unii oameni care votează mai tradițional, unii votează împotrivă, alții votează, da? Dar e important să știe că în momentul de față se votează și pentru oameni în special. Ce ține de aceste investiții a antreprenorilor români din România și să vină în Republica Moldova, sunt cazuri puține singulare și eu tot timpul am înființat și un patronat la București al antreprenorilor din Republica Moldova și am încurajat investițiile peste Prut. Prea puțin și nu sunt suficiente. Poate există și o problemă de nesiguranță economică și socială în Republica Moldova, dar asta îi descurajează pe unii, dar nu îi descurajează și pe mulți dintre ei. Totuși, când vorbim despre libertatea asta a pieței și capitalismul acesta, face ca antreprenorii să studieze foarte bine oportunitățile și de foarte multe ori Republica Moldova nu este atât de atractivă pentru ei. Dar sunt și exemple bune. Uitați-vă că există multinaționale, Kaufland-uri, da, Metro, adică companii mari care vin și investesc aici și creează locuri de muncă și tocmai ăsta e exemplu bun și exemplu clar care ar trebui folosit și urmat. Să aducem aici, să creăm locuri de muncă pentru oamenii de acasă și poate așa, dar nu poate, sigur așa vom reuși să întoarcem, să aducem oamenii din diaspora să se întoarcă acasă. Pentru că, de fapt, cum îi convingi să vină acasă? Foarte simplu, trebuie să le oferi... Un loc de muncă bine plătit și o siguranță acasă. Exact, despre siguranță acasă, loc de muncă bine plătit și copiii integrați în sistemul educațional. Gândiți-vă că sunt copii nu doar care au plecat împreună cu părinții, nu mai zic copii care au fost lăsați aici, da, dar nu doar copii care au plecat împreună cu părinții, dar copii care s-au născut în diaspora. Da? Și atunci acel copil care se întoarce acasă, împreună cu părinții. Părintele a găsit un job, da? Are un job bine plătit, celălalt poate e antreprenor, ok. Copilul ăla trebuie integrat în câmpul ăsta de educație, da? Și atunci el se va duce la școală cu alți copii. El nu a vorbit o română curată în Italia sau în Spania sau în Germania, da? Va fi foarte greu să integrăm copilul respectiv în sistemul educațional pe care îl avem,
deși eu toată stima mea pentru profesori și învățători fac o muncă extraordinar de grea în momentele astea, am și cu pandemie și cu digitalizare, eu mă închin față de ei. Trebuie să gândim ca un întreg. Cum facem astfel încât fiecare copil să aibă acces la educație, să fie integrat și atunci când cineva vrea să întoarcă acasă să facilităm această integrare și a copiilor în sistemul educațional, indiferent de clasă, indiferent de grădiniță, indiferent de liceu. Da? Dumneavoastră, când munceați la minister în funcție de secretar de stat, probabil ați contribuit, pentru că în acea perioadă, în Republica Moldova, la Comrat și la Bălți, s-au deschis două centre de informare. Dacă ați putea să ne vorbiți mai mult, de unde a venit această idee, de ce anume Bălțu și Comratul, pe de o parte, și pe de altă parte, care sunt funcțiile acestor centre de informare, ce se ocupă și ce folos aduc cetățenilor? Centrele de informare sunt o idee folosită de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni de a deschide în comunitățile din jurul granițelor României centre de informare pentru a cunoaște mai bine România. Și aici nu s-au deschis doar la Comrat și la Bălți, am avut inițiativa de a deschide și în Ucraina, la Slatina, la Solotvino și la Izmail, să știți că există, și în Albania am deschis pentru comunitatea de acolo. Rolul lor este de a oferi și a pune la dispoziție un spațiu și materiale despre România, da? Despre tradiții, despre despre obiceiuri și așa mai departe. Și să știți că au avut un real succes. S-a deschis la Comrat pentru că acolo populația este majoritar vorbitoare de limbă rusă și limbă găgăuză, da, turcă cu așa, și la Bălți pentru că acolo există și un consulat la Bălți și era nevoia, s-a simțit această nevoie de a existenția unui astfel de centru. Centrele acestea sunt deschise publicului larg, poate să meargă oricine și de obicei, culmea, au venit copiii și tinerii în aceste centre pentru că au fost dotate și cu calculatoare și internet și ei veneau acolo să se informeze și puteau să citească și din autori români, Mihai Eminescu, Creangă, etc., etc., astfel încât Grigore Vieru, astfel încât să spiritul acesta al obiceiurilor românești să fie păstrat în continuare, care eu v-aș spune sincer în activitatea asta de secretar de stat, am observat că românii sau basarabenii sau și românii din Ucraina păstrează foarte mult tradițiile și spiritul acesta românesc în suflet, sunt foarte, foarte legați de obiceiuri și de baștină și uneori o fac mai bine decât cei din România și asta mă bucură foarte mult și m-a bucurat tot timpul. Da, în acest context ar trebui să menționăm că ați fost un promotor și a donațiilor de cărți, anume în diasporă, anume în comunitățile vorbitorilor de limbă română, dar care se află, cum ați spus, în Albania, în Ucraina, inclusiv în Republica Moldova, unde, într-adevăr, prin biblioteci, chiar și în ziua de azi, putem vedea destul de multe cărți în grafie încă chirilică, în limba moldovenească, tipărite cu grafie chirilică, adică înainte, din Uniunea Sovietică rămasă. Sigur că fondul de cărți trebuie reînnoit și aici ce ați făcut dumneavoastră cu donațiile de carte poate ne mai desfășurați pe tema. Da. Eu am constatat acest lucru pe care l-a spus dumneavoastră încă din studenție, din momentul când activam în ONG și atunci am fost prin foarte multe localități din Republica Moldova, prin sate și am văzut că în bibliotecile școlare din satele din Republica Moldova și în bibliotecile sătești, da, majoritatea cărților sunt în limba aceasta chirilică, cum a spus dumneavoastră moldovenească. Da, eu exact același lucru. Eu când merg prin sate undeva, dar în munca mea de la Comisia Electorală, am mers mult prin sate. Intram în bibliotecă, pentru că eu că biblioteca este un punct de iluminare a oamenilor din sat. Și mergeam să văd cum, ce se mai întâmplă. Și în biblioteci am văzut foarte mult carte în limba moldovenească cu grafie chirilică, adică zic moldovenească cum se zicea atunci. Corect, și atunci român scris în chirilică, că nu este român. Este un lucru foarte trist și tocmai de aceea am lansat împreună cu câțiva colegi acest proiect Podul de Cărți. Când veneam efectiv cu mașinile noastre, adunam, să știți că în România sunt foarte mulți dornici de a dona carte românească și noi le aduceam și le donam în aceste biblioteci. Oamenii erau încântați, ne primeau cu veneau și copiii și ne primeau și cu dansuri populare, stăteau cu noi și povesteam, pentru că există o nevoie reală pentru generația tânără mai ales de a citi cărți în limba română,
chiar dacă noi acum suntem toți cu tablete și cu telefoanele, smartphone-uri, nu toată lumea are acest acces la internet și atunci e important să iei o carte în mână, să mai și citești. Eu sunt, am și un defect, făcând medicină, citesc foarte mult, am citesc câteodată câte două, trei cărți concomitent și cred foarte mult că acest sentiment de a avea cartea în mână și a simți acea hârtie și a citi este extraordinar și tot timpul am promovat acest lucru. Mirosul tiparului nu poți avea de la tableturi, de la un monitor. Exact. Eu am încercat să citesc două cărți în paralel, pentru mine nu am mers. Eu simt necesitatea să intru în istorie ori în cele citite așa pe deplin. Eu am făcut medicina, la mine e defect acesta, domnul Ciocan, am încotro. Poate folosesc și eu un termen medical, dacă îmi permiteți, eu deformare profesională. Exact. Da. Asta faci de facultate și 3 de rezidențiat, nu avem încotro. Domnul Șervet, dumneavoastră sunteți unul din tinerii moldoveni din Republica Moldova care și-au făcut și își fac în continuare studiile în România. Cum vedeți dumneavoastră problema burselor pentru copii, elevii din Republica Moldova, burse pentru studii în România? Pentru că noi am trăit diferite perioade. Am trăit perioada Băsescu, când dânsul, domnul președinte Băsescu, a dedicat foarte mult timp și atenție anume tinerilor basarăbieni, moldoveni, să vie să studieze, să facă studii superioare, să facă licee, să absolvească licee în România. Dumneavoastră, cum vedeți această problemă? Un singur lucru ar mai trebui făcut acum, da? Și ar trebui promovat. În sensul că locuri pentru bursieri sunt suficiente. Niciodată cele 5.000 de locuri oferite de România nu s-au ocupat total. Niciodată. Pentru că în anumite perioade, când m-am dus și eu, eram generația asta 87-88, erau mulți copii în perioada aia, 90-91-92. După aia s-au mai împuținat, mai făceau câte 3, câte 2, câte 4, câte 1, câte și mulți plecați. Da? Deci locurile practic anual nu se mai ocupă. Ce ar trebui făcut, și asta ar ajuta nu doar copiii și tinerii, ar ajuta și părinții de acasă sau de unde se află în diaspora, ar trebui mărit cuantumul bursei. Gândiți-vă că bursa este 65 de euro. Eu când eram student în 2008, s-a mărit, era 50 de dolari în 2007-2008, s-a făcut 65 de euro și de atunci, de peste 11-12 ani, e același cuantum de bursă. Gândiți-vă când mărim bursa, de la 65 de euro o dublăm, ar trebui dublată cel puțin, noi de fapt ajutăm părinții de acasă. Ajutăm părinții să nu mai trimită bani, nu mai au atât de mult cheltuială. Oferind o bursă unui tânăr, tu ajuți părinții sau chiar din diaspora, da? Și acest lucru iarăși, se fac calcule și se fac foarte ușor, că e vorba despre câteva mii de bursă pe lună, dublarea lor nu este un efort atât de mare pentru bugetul Ministerului Educației, care are un buget generos. E vorba despre o decizie politică care trebuie luată, trebuie promovată. Eu inclusiv în perioada aia, încă o lună nu mi-a ajuns și reușeam să mărim cuantumul acestei burse, pentru că e important. Mai mult decât atât, toți acești tineri au și cazare gratuită oferită de către căminele universitare. Da? Deci eu acest lucru l-aș face, l-aș promova, astfel îi ajutăm pe toți. Haideți să admitem că trecem cu bine de alegerile din data de 6 decembrie, în diaspora 5-6 decembrie. Partidul din care faceți parte și dumneavoastră pro-România ajunge și în Parlament și în Senat. Dacă puteți să ne spuneți dumneavoastră acum din numele partidului, care credeți dumneavoastră că ar fi primele trei inițiative, top 3 de inițiative legislative care vor fi promovate? Și nu e neapărat să ție de problema diasporii, în genere, cum vedeți dumneavoastră top 3 de inițiative legislative promovate în nou Parlament? Cum vă spuneam, eu o să am grijă, chiar dacă poate nu o să fie în top 3, dar eu o să am grijă ca în guvernul care vine diaspora să aibă un capitol separat, aparte, și Republica Moldova, în care să fie menționat, da, în programul de guvernare. Mai mult decât atât, Pro-România și-a propus și militează foarte mult pentru testarea populației, da, testarea gratuită, decontată de către stat, astfel încât în această perioadă de pandemie... Era la COVID. Testare pentru COVID, da. Pentru că testarea gratuită, decontată de către stat, indiferent că o faci la privat sau nu, să existe un plafon de contare, astfel încât
omul să știe, dacă el atunci când pleacă dintr-o localitate carantinată, se duce la muncă, să știe dacă este purtător sau nu. A făcut acest lucru și Slovacia, a făcut și Austria, a făcut-o relativ, a făcut și Marea Britanie și atunci Partidul Pro-România promovează și militează pentru testarea gratuită pentru COVID a populației, astfel încât să deblocăm și restul serviciilor, educație, sănătate, etc., etc., etc. Da? Iar un alt punct și ăsta e foarte important pe care îl promovează partidul din care fac parte și îl promovează nu doar pentru cetățenii din interiorul României, dar și pentru cei din afară, este să existe un venit minim garantat de criză, da? VMC. Astfel încât oamenii au devenit foarte mulți dintre ei șomeri sau foarte mulți nu mai au un loc de muncă nici în străinătate și se întorc în țară și atunci să existe acest venit minim garantat, 1500 de roni per persoană dacă e persoană singură, iar în familie, dacă în familie vorbim despre 2000 de roni per familie, care să fie oferit de către stat. De ce se oferă acest venit minim garantat? Pentru că el, la rândul lor, acești bani intră în economie și formează în continuare taxe și impozite și măresc, de fapt, bugetul, ajută la bugetul României. Și acest venit minim să fie pentru toți oamenii, nu doar pentru cei care sunt în România sau în Republica Moldova. Cam astea sunt propunerile pro-România, primele propuneri pe care le avem și cei care vor să mă susțină și să mă voteze, să ne voteze, în Colegiul 43 Diaspora ne găsesc la poziția 1 pe buletinul de vot, foarte simplu. Noi ajungem spre finele discuției noastre, pentru că se încheie rapid ora care am decis noi să discutăm cu dumneavoastră în direct pentru spectatorii noștri. Tradițional vă ofer dumneavoastră posibilitatea să vă adresați direct alegătorilor care urmează să vină să voteze și poate îi convingeți să vă susțină anume pe dumneavoastră. Vă rog. Eu vă mulțumesc pentru invitație încă o dată. Alegătorilor le spun un singur lucru și o spun în calitate de medic, nu în calitate de candidat la Senatul României. Sâmbătă și duminică, atunci când merg la votare, pe 5 și pe 6 decembrie, indiferent că se află la Chișinău, la Bălți, la Cahul sau în alt raion de Republica Moldova sau se află oriunde în lume, în Spania, în Italia, în Portugalia, să meargă la vot în siguranță, să respecte recomandările autorităților naționale. Pe mine mă găsesc foarte ușor la poziția 1 pe buletinul de vot, nu trebuie să meargă mult, chiar dacă sunt două buletine, și să-și aibă un pix, o mască la ei și să se protejeze și să ajungă în siguranță înapoi acasă. Iar ca și ultim mesaj, și o să mă repet a treia oară, cred, e importantă o prezență mare la vot, așa cum a fost și la prezidențialele moldovenești, e importantă și pentru aceste parlamentare ca cei care au cetățenie să meargă să-și exercite acest drept constituțional pe care l-au. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi, vă urez succes și sper să ne mai vedem și după alegeri, când veți dori să informați alegătorii din Republica Moldova care v-au susținut despre performanțele dumneavoastră în Senat. Eu vă mulțumesc din suflet și îi mulțumesc și urmăritorul nostru. Mai bine. Mulțumesc, mulțumesc.